Cum a fost partida din această după-amiază? Bună seara! Da, a fost o partidă fără istoric, așa mi s-a părut. Am dat goluri, aș spune, relativ repede, dar ne-am făcut jocul ușor, apoi cred că am intrat într-o stare de relaxare și a fost un meci așa de cupă. Asta este diferența reală dintre Liga 1 și Liga 2? Sincer, asta am simțit și anul trecut. Ideea e că parcă față de anii trecuți, Liga 2 e diferită rău de tot față de prima ligă, adică țin minte niște meciuri din trecut când mergeam să jucăm Liga 2, 3, era cam greu prin deplasări, dar și Liga 1 cred că a scăzut ca valoare, dar ne adaptăm la ce se întâmplă. Ce își propune Ucluj în acest sezon de cupă? Păi ce ne-am propus și anul trecut, să ajungem cât mai sus. Și anul trecut am jucat fiecare meci din cupă cu intensitate, cât am putut la acel moment. Și acum sunt grupe, într-adevăr e puțin mai complicat sistemul ăsta cu grupe, dar bine că am câștigat aici, vom avea un meci foarte greu cu CFR acasă, apoi o deplasare la Botoșani, deci nu e chiar așa facil să ajungi în fazele superioare și ne dorim să ajungem cât mai sus, asta e clar pentru noi. Au existat multe discuții în ultima vreme și te întreb și pe tine, cum ți se pare acest sistem, acest format al cupei comparativ cu cel vechi? E interesant, adică sunt și meciuri interesante. Înainte jucai mai puține meciuri, cred, dar știu, puteai să beneficiezi de o conjunctură. Acum cu grupe nu prea mai beneficiezi de conjunctură și joci cu echipe bune. Probabil favorizează într-un fel echipele de acest gen, dar în același timp și cele care fac foarte multe deplasări și se echipe de, nu știu, primele 3-4 locuri, pentru ele e mai greu. Ne adaptăm la acest sistem și nimic mai mult. Ai simțit că ai jucat astăzi contra unei foste echipe? Nu, deloc. Nu? Nu. Suporterii ți-au făcut o primire, da, nu foarte frumoasă, mai ales în a doua repriză după schimbare. Ideea e că am vine să râd la modul, nu știu, am și oameni care sunt din peluza sus și se par chiar respectabili și foarte, foarte inteligenți, dar mergând mai departe, nu știu, în afară de stadion, stadionul e foarte frumos. Dar în rest nu m-a încercat nimic, adică și nu sunt acum, știu, vreau să fac jocuri sau nici nu mă interesează și pentru mine faptul că am jucat la FCSB nu are nicio legătură la modul când am jucat la Steaua, chiar nu mă interesează, dar dacă asta e Steaua, echipamentul ăsta fake, nu știu, e o echipă, din punct de vedere, o echipă fantomă, încă o dată zic, păcat de jucă de suporteri ăștia de peluza sud, care a fost o peluză frumoasă și e o peluză frumoasă, dar nimic mai mult. Legat de injurii și am înjurat de soră, de nevastă, de copii, n-am auzit, dar eu sunt sclavul domnului Becali, așa e, sunt sclavul domnului Becali, sclavii armatei. Dar mai mult ce să mai zic, am fost la o echipă care a făcut performanță și nimic mai mult. Nu-mi pare rău dacă n-am jucat la Steaua deloc, ba din contra, am zis că ăsta legat emoțional de acei oameni și asta și nimic mai mult, dar nu știu, dacă echipa se confundă cu Marius Lăcătuș și cu Victor Pițurcă, Doamne ferește, adică aduc cei mai buni jucători în România și atunci ei sunt Steaua, da? Așa, dar respect opinia gen peluzei cu dreptate și cu așa e, dreptatea, dar din păcate eu n-am simțit nimic pe teren, adică da, de contră copiii făceau poze pe aici cu mine și jucătorii, dacă îi întrebai, erau fanii mei. Asta fără că sunt un fotbalist mare, nu sunt fotbalist mare, dar așa au trăit și în momentele alea să bucurau cu noi. Dar te gândeai vreodată acum 10 ani când jucai aici pe Ghencea că vei ajunge să fii înjurat și huiduit în halul acesta? Nu știu, oricum e ciudat. Și Ghencea nu mai e Ghencea, aia veche avea, într-adevăr, o istorie în spate cu scările la galbene și cu... Era Ghencea, acum stadion foarte frumos și zona pe aici, blocuri făcute, adică tot e... Un stadion doar foarte frumos, așa mi s-a părut și stema e frumoasă și ea, pot să zic, dar echipamentele, nu știu, erau mai frumoase alea cu Rehouse sau ce firmă era, deci ajungea mâneca până la cotul, până la mână. Și nu pot să nu te întreb și de meciul de luni cu FCSB, cum vezi acea partidă? Poate Ucluj să o oprească pe FCSB care se află într-o formă senzațională? Într-adevăr, o echipă foarte, foarte puternică, foarte bun pe tranziții, te omoară, au jucători de mare calitate. Dar trebuie să mergem și noi cu încredere. Anul trecut am făcut un meci bun acolo în prima etapă. Clar, pare echipa cea mai bună din acest moment în Liga 1. Am zis că și CFR sunt cu ei, dar ei par mai buni. Te vor primi suporterii altfel? Nici nu știu, bă, n-am fost. Și când am jucat cu CFR Cluj, când am dat un gol, dar nu m-au huiduit așa rău. Dar de înjurat nu m-a înjurat nimeni, eu știu, de familie sau de... Într-adevăr, am făcut o greșeală atunci când m-am dus la CFR, pentru ei a fost cumva o trădare,
dar acum sunt aici și mă gândesc doar la treaba asta și pe teren mă gândesc să câștigăm noi, dar nu pot să compare atmosfera de acolo cu atmosfera de aici. Eu așa simt eu și nu, încă o dată zic, nu vreau să zic că am jucat la Real Madrid sau că nu-i Steaua, nu mă interesează dacă-i Steaua sau nu-i Steaua, dar pe istoria asta se pare că se stinge. În regulă, mulțumim mult! Mă aminti puțin mai devreme de Steaua. Ai vreun comentariu, Marius, de făcut legat de declarațiile lui Alex Chipciu? Nu, ce comentariu să fac? Adică, cred că ar avea cine să facă comentarii dacă și-ar dori. Și mă refer aici la dacă vor să ai o reacție la cei din conducerea clubului Steaua. Mă refer aici chiar și la firma de echipament care... Da. Nu știu, a existat o replică din firmei de echipament? Da, a vorbit Lovin, care e reprezentantul lor la GSP, și a explicat că Steaua are o linie specială făcută pe comandă de la producătorul respectiv, unul dintre cei mai mari producători din lume de echipament. Știu, și că Ucluj are același, același producător, doar că are o linie normală din catalog. Nu ediție specială sau cum... Deci nu sunt fake. Nu sunt fake. Dacă îmi permis să spun și o idee scurtă despre subiectul Chipciu. Da, n-a terminat Marius. Ah, scuze. Nu, eu zic că are cine să reacționeze. Pentru că Chipciu... Am văzut reacția suporterilor. Chipciu... Da. Nu, dar Chipciu pe mine mă miră. Faptul pentru că eu, din câte l-am văzut, sigur, în ultimul timp am mai avut așa ieșiri, să spunem, la interviuri, dacă mi-aduc aminte și după meciul cu CFR Cluj, când la fel a dat un interviu, dar bine, acolo se referea la propria persoană și chiar nu mă interesa. Dar când încep să vorbești prea mult despre alții, poate, cine știe, te preocupă mai puțin ceea ce faci tu pe teren sau echipa ta. Da, eu cred că ar trebui să-l preocupe mai mult asta. Locul în clasament cu echipa unde e și evoluțiile lui. Da. Te rog, Victor. Da, legat de Chipciu, trebuie văzut tot contextul. Că, tot meciul a fost înjurat, făcut sclavul lui Becali. Acord, da? Și aici, aici vreau... Acum, și acum ce vrei să-l primească cu flori? Sau cum, păi nu, cu nu, doamne, nu, altceva vreau să spun. El a venit, era o echipă care rivală. Rivală care juca în deplasare, acum te aștepți. Nu, de acord, când și la reacții negative. Dar altceva vreau să spun. Nu? Și el, scuză-mă că spun, dar... El nu e vreun jucător tânăr care să zici că, bă, ce vrea, e tânăr, mai învață, a avut o reacție negativă, încă n-a intrat, nu s-a obișnuit cu atmosfera, cu tot ceea ce înseamnă declarații. El e un jucător cu experiență și cred că nu este primul stadion pe care Chipciu a fost huiduit sau a avut reacții 100% negative. 100% nu, dar am și scris în AM Sport astăzi și vreau să repet și aici. Mie nu-mi place Chipciu pentru atitudinea arogantă pe care o are mereu la declarații, mereu crede că le știe pe toate, dar în speța asta nu putem să-i spunem lui Chipciu cu 47 de meciuri la echipa națională și 3 titluri câștigate cu Steaua pe piept, nu comentăm dacă a fost sau n-a fost, la vremea aia avea Steaua pe piept, că n-are voie să vorbească despre Steaua FCSB, asta e părerea mea. Are dreptul la opinie. Și vreau să-ți mai spun ceva. Consider că cel mai mare deserviciu la proiectul CSA este făcut de acei suporteri care înjură pe toată lumea. Înjură pe Lăcătuș, înjură pe Chipciu, înjură arbitrii, înjură presă, înjură jandarmerie, înjură poliție. Ce om normal merge să investească acolo om cu bani într-un asemenea proiect? Ei fac cel mai mare deserviciu, părerea mea. Mai sunt și alte motive pentru care nu merg niște oameni să investească acolo, dincolo de astea. Faptul că... Unul, n-ai cu cine discuta, doi, nu știi cine, măcar de-ar fi ăsta motiv. Măcar de-ar fi ăsta. Eu zic că e unul dintre motive și dau exemple, alte galerii, Dinamo și Rapid. Uitați-vă ce a făcut Rapidul, unde liderii și-au expus public dorința ca Șumudică să fie antrenor. N-a fost pus Șumudică antrenor, a spus ok, în regulă, noi susținem echipa, ne-am spus punctul de vedere, dar mergem mai departe. Știm foarte bine cum era galeria Rapidului cu ani în urmă. La fel de agresivi erau și ei ca cei de la CSA, dar s-au schimbat. Poate ar fi bine. Ne-aducem aminte cumva de meciul cu Petrolul? Așa? Ce s-a întâmplat la meciul cu Petrolul? Nu, de galeria asta de care o lauzi tu. Da, nu de reacția care au avut la meciul cu Petrolul și cu ce s-a întâmplat și cu patronul. Păi nu, aia a fost un protest. Ah, un protest cu pahare de bere aruncate. Nu au fost pahare de bere, am fost la stadion, nu au fost pahare de bere aruncate. Nu, părerea mea, dar repet, aici și dumneavoastră s-a fost înjurat. Eu observ așa, nu știu de ce, tendința asta, că tot ce se face la Steaua este rău, ceea ce se face pe la Rapid, pe la Dinamo e excelent. Nu, doamne ferește, n-am spus asta. A, nu? Nu. Am înțeles eu greșit. Dar, Marius, mă rog, nu știu dacă ce se face la Dinamo e rău.
e bine, că nu avem încă o confirmare. La Rapid lucrurile pare că se mișcă într-o logică firească. Nu, nu, eu mă refeream strict la reacția suporterilor câteodată. Bun, dar la Steaua ce se face bine, Marius? Iartă-mă. Păi nu e, treaba lor ce fac ei păi, bine. Da, dar zici că lumea dar nu e pornită împotrivă, că se face rău. Păi, dar ce timpul, se face domnule, bine? La Steaua se compară, domnule, Steaua nu face asta, nu face asta, ăștia l-alți fac. Până la urma urmei, până la urma urmei, știi cum e, clubul Steaua este cel care gestionează situația și dacă lor le convine starea în care sunt actuală... Păi înseamnă că au o mare problemă. Că tot ce e posibil. Poate lor le convine, poate unora le convine. Eu sunt convins că suporterilor Stelei nu le convine. Păi nu-mi convine nici mie. Păi și atunci ce, da, ce, dar ce nu, fac bine? Sunt acolo, eu mă refer la cei din conducere. Păi și lor le convine? Păi și dacă le convine, înseamnă că nu merită să fie acolo. Cei din conducere, mă refeream, dacă da. Vorbim despre suporteri, despre da. Jucători... Păi dacă lor le convine, adică înseamnă că n-au ce căuta acolo. Altceva. Păi ce fai, conducătorii cărora le convine că echipa lor stă în Liga a doua de 3 sezoane, poate, înseamnă că n-au ce căuta acolo. N-au găsit soluții, probabil. Dar le-au căutat? Mă îndoiesc că s-au dus ei să le caute. Păi, mulțumim, da. Au încercat unii, după, abia, sezonul al doilea de stat în... letargia ligii a doua, hai să schimbăm legea dacă nu ne convine legea, în fin. E clar, Marius, dincolo de senzația asta că toată lumea crede că numai lucrurile se întâmplă la Steaua, e clar că Steaua, conducerea Stelei, trebuia să managereze altfel situația, pentru că după cum am putut observa, poate citi și declarațiile lui Victor Pițurcă de ieri, parcă ne-am văzut undeva, lume care era alături de echipa asta, poftim? Nu citești. Așa, bravo. Lume, oameni importanți care erau alături de echipa asta și au pierdut și ei entuziasmul când văd că nu se mișcă nimic, când văd că echipa asta este firesc. Normal, pentru că absolut. Și păi eu și eu și eu și atunci și înseamnă Gabin, că cineva nu și-a făcut treaba. Din entuziasmul ăla care, știi când, na, stadion nou, echipă nouă, liga a doua. Păi nu, a promovat, a venit. Păi hai să facem ceva, să ajungem în prima ligă. Niște rezultate, ai zis gata, hai că suntem pe drumul bun. Da. În mod normal, așa ar fi trebuit. În momentul în care ai promovat în Liga a doua, tu, conducător de club la Steaua, nu te-ai... Păi, ce fac ca să promovez? Că în moment, în legislația actuală, eu nu pot să promovez în Superliga, da? Ce fac? Hai să fac ceva cât mai repede ca să promovez. Măcar din anul al doilea. Păi măcar din anul al doilea. Într-un an te pregătești, vezi ce trebuie să faci, absolut, îți faci absolut, o echipă okay. Care... Marius, e grotesc ce se întâmplă. Din punct de vedere administrativ, e grotesc. Adică, ca sportiv, și fost sportiv, și tu, și eu, și poate alții, să vezi că echipa e pregătită pentru Liga 1 și ca adică rezultat. E pe loc. Oamenii și-au făcut da. Treaba, da? Și să totuși să nu poți să din cauza administrației tale, asta mi se pare grotesc. Eu nu-ți la club la Steaua, să știi că nu decide o singură persoană. Eu n-am spus nici măcar adică, nu atac, eu nu atac la adică persoană. Nu, dar e, situația e grotescă, pur și simplu. Te refereai la conducere. Nu, dar asta e problema, domnule, adică că să știi că niciodată să... nu o să poată să hotărească comandantul, managerul general acolo în club. Bun, cine o dorește? Probabil tot ce se discută se propune către conducerea ministerului și acolo oameni care au legătură mai mult sau mai puțin cu fotbalul hotărăsc. De acord, Marius, dar lucrurile totuși puteau să se miște. Puteau să evolueze mai bine, sigur. Că hai să propunem mai din timp. Eu sunt de acord. Să se refuze. Cel puțin așa mă așteptam. Mai zis, domne, primul an, hai că... Da. Dar toată lumea își vedem dorește Steaua. Vedem despre ce e vorba. Sigur că nu cred că foarte multă lume s-a aștepta ca Steaua în primul an, chiar dacă avea drept de promovare, să ajungă în situația în care să ocupe un loc de promovare. Corect. Dar măcar din al doilea an trebuia sau în primul an pregătit al doilea an. Absolut. Ne scoatem. Ne întoarcem după câteva momente de publicitate. Rămâneți cu noi.